Bună tuturor și bine ați venit la Idee de Bricolaj! Astăzi vă voi arăta un foulard foarte mișto. L-am croșetat cu două ghemuri în paralel, așa, și o să vă arăt imediat cum anume. Are un degradé super interesant. Modelul se croșetează ușor în picioruș mic și în ochiuri de lanț și e super ușor și super catifelat. Și da, foulardul are o lungime de aproximativ 140 de cm, lățimea cam de 20 de cm și vă arăt imediat cum funcționează totul. O să croșetez foulardul cu două ghemuri în paralel, cu lână de la Mega Color, care e lână ecologică în degradé și se poate vedea aici întregul spectru de culoare, de la gri la această tonalitate difuză până la violet. E foarte frumos, 250 de metri la 100 de grame, 80% fibra acrilică și 20% lână naturală. E călduros și confortabil și e potrivită pentru acte croșetate de dimensiuni cuprinse între 6 și 7 mm. Eu o să croșetez ambele ghemuri cu un act de 9 mm și tricotul rezultat va fi mai dens așa. Desigur, puteți alege și alte dimensiuni, e alegerea voastră, apoi să testați care dimensiune vă place mai mult. Aici avem culoarea cu numărul 5. Și aici pe exterior este prezentat degradeul care o să rezulte și aici vă arată și ca model de culoare cum o să arate. Eu le-am găsit la magazinul Rossmann și un ghem a costat cam 5 euro, deci destul de convenabil. O să-mi scot câte un fir din ambele ghemuri. Firul este cam subțire pentru 6-7 mm. De aceea o să folosesc acul ceva mai mic. Acum o să așez ambele fire paralel. Începem cu un lanț de bază. Pentru asta o să croșetez un număr impar de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În total vor fi 19. 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mă întorc aici înapoi la ochiul numărul 18 și acum croșetez înapoi un rând de ochiuri în picioruș mic, ca să am o bază solidă. E necesar să fac asta. Deci împungem, facem un jeteu și trecem firul prin ambele ochiuri. Cum se vede aici. Așa, acum ajuns din nou la început și am aici rândul meu de bază. Aceasta va fi lățimea fularului meu și acum fac un loc de lanț pentru înălțime. Întorc totul și croșetez aici direct în primul ochi. Un picioruș mic, un ochi de lanț și apoi alt picioruș mic. Omit următorul ochi. Iar în al doilea fac din nou un picioruș mic, ochi de lanț, picioruș mic. Apoi omit din nou un ochi. Și din nou un picioruș mic. Un ochi de lanț și un picioruș mic. Și din nou un ochi liber, iar apoi din nou piciorușul mic, ochi de lanț și picioruș mic și tot continuăm așa. Din nou omitem un ochi. Picioruș mic, ochi de lanț și picioruș mic. Un ochi lăsat liber și croșetez totul așa până la final. Mereu un picioruș mic, un ochi de lanț și încă un picioruș mic. Lăsăm un ochi liber și repetăm. Acum am ajuns deja la ultimul ochi. Împungem și ultimul ochi și apoi rândul e gata. Puteți vedea că piciorușele mici se așează mereu împreună. Deasupra se pot vedea ochiurile de lanț, cum ies un pic în evidență și ele vor fi cele pe care voi împunge rândul al doilea. Am luat acum un ochi de lanț, întorc totul și acum fac o împunsătură pe dedesubtul ochiului de lanț către mine, cumva. În dreptul degetului se poate vedea ochiul de lanț, acolo fac o împunsătură, apoi un picioruș mic, un ochi de lanț și un picioruș de lanț. Merg mai departe la următorul ochi, fac din nou aceeași împunsătură și un picioruș mic, un ochi de lanț și alt picioruș mic. Următorul ochi de lanț,
un picioruș mic, un ochi de lanț. Și din nou un picioruș mic. Următorul ochi. Picioruș, ochi și alt picioruș. Și următorul ochi, acum croșetez deasupra întregului rând. Și o să merg până la capăt. Am ajuns din nou la margine și am un nou ochi de lanț. Întorc totul din nou și croșetez din nou înapoi. Picioruș, ochi, picioruș. Și acum croșetez de-a lungul întregului fular. Deci în total 250 de metri. Și desigur cu ambele ghemuri în paralel. Acum aproape am ajuns la sfârșitul celor două ghemuri. Aici puteți vedea deja ultimul ton de culoare, modelul e foarte frumos și în ceea ce privește dimensiunea croșetei și a lânii este totul super. Foarte plăcut, foarte călduros și foarte catifelat. Acum o să vă arăt întregul degrade. Deci aici începe cu gri, apoi urmează firele un pic mai rozalii, care deja trec culoarea, apoi aici și mai mult roz, aici în totalitate roz, după aia trecem pe violet, apoi rozul începe să dispară și până aici la acest ton de violet liliachiu, aș spune eu. Da, acum am ajuns la final. Porțiunea gri e un pic mai îngustă, dacă vedeți. Da, deci sunt cam două rânduri mai puțin decât în porțiunea colorată. Dar mă rog, asta, aici am fost atentă să vedem că cele colorate au cam aceeași lungime. Aici o să mai croșetez un rând de final. Aici se poate vedea ultimul rând pe care l-am croșetat. Se pot vedea și aceste ridicături. Aici ele nu apar. Apar doar la lanțul de bază și am început primul rând cu picioruș mic. Și croșetez aici în continuare. O ultimă tură în lanț. Pentru asta am nevoie de un fir de înălțime și fac aici o împunsătură trăgând firul prin ochi. Și repet procedura pentru toate ochiurile. O împunsătură și în ochiul de lanț. Astfel se formează o margine frumoasă și dreaptă și aici am ajuns din nou la final. Și acum firul va fi scurtat. Oricum au rămas doar niște bucăți foarte scurte de fir și apoi scot firul pe aici pe sus. Trebuie să trageți cu putere, acest capăt va fi cusut cumva înăuntru. Normal și acesta la fel și totul e super practic. Două fire care trebuie cusute și uite așa, fularul super bufos, e gata. Culori super frumoase, un degradé foarte cool și un model simplu și frumos în general. Așa, per total, optică interesantă și de asemenea foarte călduros. Sper că v-au plăcut filmulețul și fularul. Dacă da, apăsați pe degetul de desubt. Vă mulțumim că ne-ați urmărit la idei de bricolaj. Dacă doriți să vedeți și alte filmulețe, vizitați canalul meu și abonați-vă gratuit. Pe data viitoare, pa!